Vicepreședintele PSD Suceava, Ovidiu Milici, a declarat că în acest moment guvernul Boc nu face altceva decât să condamne la moarte lentă sute de mii de români prin nerezolvarea situației din medicina de familie. Este vorba de o sumă de 50 de milioane de euro, sumă pe care guvernul nu catadisește să o găsească. În schimb, prin diverse județe portocalii din țară, vedem inaugurări de telegondole în care nu merge nimeni, pârtii pe care nu schiază nimeni, nici măcar iarna, fântâni cântătoare cu omul bun și nu mai știu eu ce pom copt pentru acele obiective, se găsesc 10 și chiar sute de milioane de euro. Nu mai vorbesc de asfaltul electoral. Ovidiu Milici a mai spus că în această situație guvernul Boc nu face altceva decât să denigreze și să jignească medicii de familie, cărora le-ar putea rezolva problemele cu un minim de bunăvoință.